O femeie care își adoarme bebelușul cu vodka a stârnit valuri de furie în mediul online. Scenele revoltătoare au fost publicate inițial pe TikTok, iar poliția a început o anchetă. Înregistrările în care o femeie pare să-i dea un căpăcel din sticlă cu vodka unui copil au devenit virale pe TikTok și sunt atribuite unei femei din Țara Galilor. Imediat se poate observa copilul pufnind și tușind după ce a băut lichidul incolor, iar femeia râde. Polițiștii din Țara Galilor s-au autosesizat și au deschis o anchetă, iar între timp videoclipul a fost eliminat de pe platformă, transmite publicația Daily Post. În timp ce mulți internauți s-au preocupat de sănătatea copilului, reprezentanții poliției au confirmat existența suspiciunilor de abuz, afirmând că bebelușul a fost preluat de serviciile sociale. Nu sunt însă informații despre faptul că ar exista o relație de rudenie între copil și femeie, arată sursa citată. Efectuăm verificări cu privire la un videoclip care circulă pe rețelele de socializare, în care apare un copil mic căruia îi se administrează alcool de către un adult. Cu certitudine, în prezent colaborăm cu serviciile sociale pentru protecția minorului. Derulăm în continuare o anchetă și nu avem alte preocupări privind siguranța copilului, relatează știrile ProTV.ro.